Inițiat în anul 2013, proiectul Campionii Bucuriei a atras la fiecare ediție sute de tineri dornici să facă mișcare. După cele 6 etape locale organizate în fiecare protopopiat, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a organizat astăzi finala crossului Campionii Bucuriei. Peste 70 de participanți, câte 12 premianți din fiecare protopopiat, au alergat pe o distanță de 500 de metri. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a organizat astăzi finala crosului Campionii Bucuriei. Evenimentul s-a desfășurat în Parcul Lunca Argeșului din municipiul Pitești. Startul competiției a fost dat de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic. Au participat 72 de tineri, repartizați pe grupe de vârste care au alergat pe o distanță de 500 de metri. Ierarhul le-a oferit câștigătorilor cupe, diplome și premii în bani. De asemenea, fiecare participant a primit gratuit un tricou inscripționat cu sigla eparhiei. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru a 6-a ediție cu care ne-a binecuvântat. Sperăm să se continue și cu ediția 7-a. Mulțumim lui Dumnezeu că s-a gândit la această activitate tinerească și cu multă veselie. Dumnezeu este cel din tâi campion al Universului și privește cu bucurie peste toată firea și peste pruncii care ies în frumusețea lumii văzute și prin acest campionat al bucuriei. Tuturor bucurie, spor binecuvântat, sănătate din belșug și să ne vedem sănătoși și voioși. Fiți voioși! Te-ai pregătit, faci atletism? Da, fac de 2 ani și ceva. Cum ți s-a părut această competiție organizată de Arhiepiscopie și la faza locală și acum la finală? Mi s-a părut mai ușoară ca cea de data trecută. A fost, cred că, și mai scurtă. Am reușit să câștig crossul, să iau locul întâi. Sunt sportiv de performanță, din clasa întâi fac atletism. Presupun că acest traseu din Parcul Lunca Argeșului nu a fost foarte greu pentru tine. Nu a fost greu, a fost scurt, dar singurul lucru am pierdut startul, dar am reușit. Mă bucur foarte tare pentru premiu. Cum am ieșit și la zona, am ieșit și la finală și foarte fericită. Ce loc ai obținut astăzi? Locul 2. A fost mai bine decât la faza locală? Nu, la fel am obținut și atunci. Cum ți s-a părut competiția de astăzi? Mi-a plăcut, a fost foarte frumos. Evenimentul sportiv a fost organizat cu ajutorul preoților din fiecare protopopiat, dar și cu sprijinul primăriilor locale și al școlilor partenere. Sperăm ca această competiție să devină o tradiție, ca în fiecare an să ne întâlnim sănătoși împreună cu copiii la această activitate. Cine a câștigat continuu, cine a pierdut continuu. Și cel care este pe ultimul loc este un campion și pleacă acasă, spun eu cu convingerea că este cel mai bun, dar nu a luat premiu. Să nu uitați, dragi copii, prin sport vă dezvoltați frumos, gândiți frumos, creșteți frumos. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și-a propus în viitor să organizeze și alte activități sportive și educative care să ofere tinerilor posibilitatea de a-și petrece altfel timpul liber.